V-au plăcut scrisorile fetelor? Da. Da. Să deschid plicurile, să nu le deschid. Da. Deschideți-le. Redeschid? Da. Ok. O să încep cu doamna Daniela. Da, era bine să auzim și noi așa. Doamna Daniela spune că acasă ar trebui să plece. Rux. Ce spuneți, doamna Daniela? Ce fac? Comentăm un pic nominalizarea? Nu mai vreau dușul, doamna Daniela. Nu mai vrei dușul? Pare rău că nu, încă i-am oferit dușul și n-a păcat, vrut să păcat. Facă proba, da. Doamna Malvina spune că acasă ar trebui să plece. Ruxi. Doamna Malvina. Păi și dușul? Păi îi l-am oferit și dușul, ne-am obișnuit cu ea. O primim și pe Tira înapoi și... Păi da, dacă ea nu și nu. Păi cum? Tocmai e integrată, face poante, gata, dă sfaturi. Da, dar inima ei nu este aici. Mm-hmm. Doamna Mari spune că acasă ar trebui... Doamne, mulțumesc că ați scris mai mare, că de obicei scrieți atât de mic, de trebuie ochelari și nu i-am la mine. Ia să vedem. Ruxi. Doamna Ioana. Nominalizarea doamnei Ioana este... Alina. De ce, Alina? Aș vrea să vă ascult argumentația. Alina a intrat în casă, a reintrat în casă, chemată de un băiat. Nu, efectiv, nici ne-a dat răgazul de a sta cu ea. I-a întors spatele de când a intrat în casă. Și asta m-a făcut să o aleg. Poate sunt mai multe, dar nu. Nu, nu consider că i-am întors spatele nici o secundă. Nu, ea spune totdeauna așa ceva, dar nu. Toată lumea vede un fel de a se purta, iar ea zice că nu. Asta nu, la început sunt la mai rece, cum spuneam și atunci când îi explicam lui Radu. Nu fac eu acțiuni, nu mă duc eu să iau o persoană în brațe, nu mă duc eu să le iau de mână, dar dacă cineva vine spre mine, nu refuz acest lucru. Și deja cred că e destul de clar când se întâmplă acest lucru, că îmi doresc să cunosc pe cineva. Da, pe de altă parte, trebuie să accept și cum se vede comportamentul tău din afară. Și asta vede doamna Ioana. E ok. Știi că... suntem subiectivi. E ceva ce îmi se pare nouă, ție ți se pare altceva, da. Și a spus punctul de vedere și l-a și exprimat prin această nominalizare. Ultima nominalizare este a doamnei Victoria și doamna Victoria spune că acasă ar trebui să meargă. Ruxi. Cosmin, crezi că avem niște plicuri? Oh, sunt pregătite. Mulțumesc. Începem cu băieții, ca de obicei, da? Și o să vă spunem de această dată top 3, ca să vedeți cum vă mai scăldați, în ce ape vă mai scăldați. Băiatul săptămânii cu 36,5% este... Domnul Ionuț, ce ne spui? Ce le spui celor care te-au votat? Mulțumesc foarte mult tuturor oamenilor care mă votează și... Abia aștept să-i cunosc. Pe toți, vezi că-s mulți. Vezi că-s mulți. Măcar video să vorbim. Am înțeles.
Pe locul al doilea, cu 27,5%, este... Liviu. Vă mulțumesc pentru încredere. Știu că am dezamăgit. Am dezamăgit și pe mine, și pe Maria, și pe toată lumea. Și pe mama? Nu mă așteptam și vă mulțumesc pentru toată încrederea. Și pe mama, și pe ai mei, și pe ai Mariei, pe toată lumea. Dar mai sunt două luni și sper că oamenii care au avut încredere și au încredere în mine să vadă că chiar au în cine să aibă încredere, pentru că aici e mai diferit. Dar nu foarte diferit și vă rămâne eu așa cum am fost de la început. Vă mulțumesc mult! Pe locul al treilea, cu 20,22%, este... Marian. Spune, Marian, vrei să spui ceva? Da. Chiar nu mă așteptam la asta. De ce? Nu știu, nu mai am așteptări. Se poate întâmpla orice. Să vedem și la fete cum stă treaba. Știți că fetele aflate pe primele trei locuri au imunitate. Începem cu locul al treilea, cu 21% este Izabela. Mulțumesc. Nu mă așteptam, chiar nu. Pe locul al doilea, cu 25,27%, este Maria. Felicitări, Maria. Ce ne spui? Câte săptămâni ai fost fata săptămânii? Cred că 3. 3. Pare că ușor am dezamăgit. Nu e grav. Noi cred că am dezamăgit împreună, dar ne vom reveni. Ca și cuplu, în primul rând. Fata săptămânii, mireasa săptămânii, că emisiunea se numește Mireasa, cu 28,39%. Andreea. Andreea. Vă mulțumesc foarte mult. Mă simt cea mai iubită, în special de Marian. Dar sunteți minunați. Am eu emoții mai mari decât ea, pentru ea. Da. Serios? Da. Da? Suntem foarte emoționați unul pentru celălalt. Am înțeles. Wow! Avem o schimbare la mama săptămânii. A mai fost altcineva mama săptămânii? A fost odată doamna Daniela și doamna Victoria de două ori, parcă, sau de trei ori? Nu, odată. Odată. Odată în prima săptămână și apoi a mai fost odată doamna Daniela și de atunci a fost doamna Mari. Ei bine, săptămâna aceasta, cu 55,11%, mama săptămânii este și... După cum bine știți, cea care conduce casa, cea care ia decizii și transmite deciziile mai departe, doamna Malvina. Felicitări, doamna Malvina! Ziceți ceva! Mulțumesc, ce pot să zic? Să fiți mână de fier acolo în casă. Eu tot timp.
Wow!